Salutare și bine ați venit! Eu sunt Unusual, gazda voastră, iar fătuca aceea pe care o vedeți ascunsă acolo printre rădăcinile copacului, toată nămolită și cu un cuțit în mână, pe care nu se pregătește să mi-l înfigă mie în spate, ci în gât, ălara de mai sus, este Lara Croft, așa că începe inevitabil un nou episod de bătaie de joc la adresa jocului, Shadow of the Tomb Raider. Să-i dăm drumul! Continuăm de unde am rămas, eram aici la focul de tabără, îl părăsim că și așa e cald, uite. Ui, am nimerit direct în Neajlov, la Călugăreni. Să ne întâlnim cu Ionică la ruine. No, hai, la ruine, aici e ruinele. Ionică, tati, unde ești? Jonah? We're downstairs. Cum adică downstairs? Adică pe aici downstairs? Ăsta e downstairs-ul. O să iau lampașul ăsta să îmi dau foc cu el. Ionică, ce ai găsit? Have you been down there? We were waiting for you. Have you been down on her? The mural showed a series of trials. Și erori n-a arătat... Hai din... Cum ar fi dacă ați lua o secure? Incredibil, frate. În fine, hai, totdeauna singură-i săraca noastră fată, Lara. Avem niște skill-uri de upgradat. O apă în care să ne aruncăm. Hai să vedem. Uu, dă-ți drumul, că pici în apă. Sper. Da. Ochii cat în apă. Să luăm niște alge. Suntem sătui de alge, se pare. Hai să ieșim la suprafață, ca după aia să ne vedem de drumul nostru. De drumul nostru acvatic. Hai. Scufundeală. Și bagă mare. Acolo nu ne interesează. Ia uite aici o portiță. Că îi place fetii ăstia se bat. Vezi că unii au murit pe aceea. Cred că de, nu știu, bătrânețe probabil. Că au stat prea mult în locul ăsta și... Na. Le-a trecut vremea, vorba aia. Și văd că nici tu nu te simți prea bine. Din câte bag eu de seamă. Uite acolo sus e o gură de aer. Ai tras aer în plămânii aia mari. Ce? Iar prostanul ăla... L-am fentat de data asta. Și unde mergem? Uite aici e aer. Aer, bula. Să rămânem în bula noastră, zic. Și în partea asta, ce e aici? Neinteresant. Ăla e full. Mergem mai departe. Către următoarea bulă. Bă, țiparu. Nu mă face să țip la tine. Du-te în spanac. Dă-i cuțit. Așa. Fă-i niște branhi acolo. Că poate alea pe care le are nu-i ajung. Uu. Râdem, glumim, dar ne moare fata. Și cred că suntem pe drumul greșit. Ok. Na, vedem noi dacă ne întoarcem sau mergem. Uite acolo sus. Aici, încă o bulă. Și ștrulă unde este? Opa. Păi bă, tati. Eu am mers invers, mă, ce se... Ne rătăcirăm. De. Femeile și navigația. Fie ea chiar sub acvatică. Dar nu credeți că eu sunt de vină că am greșit drumul. Hei, un pic de respect, vă rog frumos. Trecem iar pe lângă columna asta, care nu este a lui Traian, și intrăm în fantă.
Intrăm cu fata prin fantă. Și am ajuns la calea spre orașul ascuns. Calea apei. Cândva. Ce, Jonah, cât se udă stația și nu mai... Și aici scoatem pioletul, ne dăm cu el peste picioare, în genunchi, cu Tesla în oaie, vorba aia. Și am ajuns la această suprafață. Bă, ăia-s lilieci, ce iau de pe acolo? Ia uite, acolo se reflectă soarele. Jonah, if you can hear me, I think I'm still on the path at the spider trial. I'm gonna get to the top. Ionică, vezi că eu mănânc niște ciuperci. În caz că iau razna, să știi că e de la ele. Nu m-am mutat degeaba la... la vagin. Păi stai că-s două... Ei... Eu de unde știu care-i drumul corect? Corect ar fi să mi se spună care-i drumul corect. Cred că și ăsta e același drum. Am luat niște ciuperci. Facem un... nu știu, o mâncare, ceva de ciuperci. Ia uite... ce e aici? Niște jad. Niște mineral de jad. De jador. Bun. Deci... da. Am mers pe drumul... pe care trebuia oarecum. Să ne întoarcem, deci. Pentru că dacă am mers în direcția corectă, acum trebuie să ne întoarcem, nu? Are logică, perfectă. Hai, fată, ridică-te. Așa. Ia uite ce delilieci aici. Ne apropiem de peștera lui Batman. Throw grapple axe with... Păi stai că nu cred că trebuie să mă las așa și mă dau... Hei, 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 hei. Ne dăm în bărci. Așa. Hai, hai, hai. Și înainte și înapoi. Bă! Dă-te, fată. Balansează-te. Intră în balans. Perfect. Ce s-a auzit? Ce-i zgomotul ăla? Ce poarta iadului s-a închis în urma mea? Și am ieșit într-o pădure. Într-un luminiș întunecat. Ce e aici jos? Ui! Ce s-a mișcat? Ah, s-a mișcat o frunză pentru că am dat... A. Deci, practic, am dat cu camera peste frunză și frunza s-a mișcat, că altfel nu-mi explic. Da, frumos. Să mergem mai departe. Ia, 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 mă! Incredibil! Da, știu că e un râu underground pe acolo pentru că am înotat în el. Am făcut o baie rece. Eu și cu doamna șoșoacă, ce nu rezistă niciodată tentației de a se băga cu picioarele în apa unui râu. What's at the end of these trials? Ce să fie sfârșitul? What else? N-am decât un skill point, ăla nu știu cam ce face. Locate the heart, nu știu dacă vreau să localizez inima. Bă, astea le am. Cum le deosebesc? Au un chenar alb. Cele pe care... Hopa! Focus poate să boostit. Neinteresant. Kill a second enemy din... Ăsta ne trebuie. Următorul ăsta e. Ne va prinde foarte bine. În inventar... n-avem ce să facem, că avem tot ce ne trebuie. Suntem echipați maxim. Na. Și din nou.
De unde știu în ce direcție trebuie să merg? E cam clar că într-acolo trebuie să merg, dar hai să mergem în partea asta, unde nu trebuie să mergem. Cel puțin mai întâi. Ia uite ce am găsit aici. O... ce-o fi aia? Ceva pottery. Hei, da mă, uite ce găsim aici, ne mai alfabetizăm, mai citim și noi o carte antică, mai din astea. Uite, suntem la 88%, aici săpăm, ne dăm cuțitul în picior. Și după aia ne înfigem în artera femurală și murim ca proști în junglă. Practic. Cam asta se putea întâmpla, doar că nu s-a întâmplat. Am scăpat cu bine. Trecem mai departe și mergem să facem încercarea vulturului. Pentru că încercarea moarte n-are. În schimb, Lara, sigur. Pe ăsta nu poți să sari. Simțeam eu că poți să sari acolo. Am trecut în partea opusă. Ne dăm drumul. Și hopa. Tai, că aia trebuie întoarsă. Trebuie să întoarcem. Ok. Coborâm aici, pe asta și aici. Urcăm. Și ce am rezolvat? A, putem să coborâm. Bun, 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 bun. Ne rapeluim înspre, în jos. Rapeluiază-te, fată, până jos. Sau rapeluiește-te. Cum vrei. Cam întuneric pe aici, bă. Ia uite, acolo putem trage cu arcul. Pam, pam. Mergem întâi în această direcție. Și sărim acolo, că putem. Mergem afară. Încă o dată. Și încă o dată. Și iar ne coborâm. Și ne rapeluim. Până unde? Cred că până aici. Mai jos o țâră. Atât. Hai. Alergăm. Hei, 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 hei. Și acum. Chiar la limita limitelor a reușit să se prindă fata. Bun. A, ia uite. Tragem cu arcul. De unde? De aici. Tragem cu arcul. Și-l punem acolo și-l... Atât. Uite cum se... Hopa. Cum s-au întins aceste pânze. Sărim și noi pe asta. Ei, ai grijă! Aha, aha, uite, acolo trebuie să sărim. Dă-te mai așa. Și acum. Jump! Stai aici. Încă o dată. Urcăm pe ea. Frumos! Got it. Chiar că got it. Așa, acum așteptăm să ni se îndrepte asta. Păi da, da, aia de sus e tot strâmbă. Dar hai să încercăm. Bine, atunci dacă nu poți urca pe asta, hai în dreapta, că uite, văd că aici se poate urca. Și sus fundul! Să ne continuăm distracția. Uite acolo, iară, niște loc de unde să tragem cu arcul. Însă în ce direcție? Cred că numai în asta putem merge, așa că hai să ne vedem de drum. Sărim pe aia. Bravo. Putem? Nu, 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 nu. Bă, fată. Trebuia să urci, nu să te arunci. Nu, nu înțelegi limba română. Parlez-vous français?
Că vă explic imediat că... Ce e stupid? Hai, urca. Bun. Și în continuare. Oh, stai așa că vine ăla. Dar noi ce trebuie să facem aici? A, să ne băgăm așa de-a bușilea, cred că. Repede, 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 repede că vine. Ce vorbește? A fost extrem de aproape. Doar că nu. Bun. E, și acum cum spargem asta? De aici? Putem trage în ăla? Bă, câtă inteligență pe noi. N-ai cum. Și la ce ne ajută aspectul ăsta? A dispărut când se dau cu arcul în el. A, uite, 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 uite. Ha! M-am deschis calea spre următoarea. Păi și atunci cum facem? Bă, tati. Tragem repede și fugim. Hai să vedem dacă merge șmecheria. Dar nu cred. Și mai și ratăm. Așa se pare că nu o să funcționeze. Dar trebuie să găsim o soluție. Uite aici. Yes, that'll hold. Bun. Și acum o altă sfoară săgeată. Combinații, pac, pac. Așa, și acum am întors ce chestie. Nu mai știu ce am întors. Asta de aici, de sub noi. No, păi, putem să mergem acolo. A, am mers afară exact pe unde am venit. Ce mare scofală am rezolvat. În fine, asta e. Atât de inteligent am fost. Coborâm pe aici. Dă-te, fata, așa să-ți văd și eu curul. A, s-a blocat ăla. Bun. În partea asta. Frumos, elegant. Și înapoi putem sări. Hei, sărim și noi înapoi. Nu sărim. Hai să vedem. Bine. Încercăm de aici, sărim? Nu cred. Băi, nu știu ce să zic. Cred că numai în partea altă putem trece. Hai să vină vâsla asta rotativă. Urcăm, ne băgăm acolo în gaură, după ce trece vâsla, trecem și noi în partea altă. Gen acum. Nu merge. Suntem blocați. Bun. De la capăt. A, uite, bă! Era chiar în fața noastră. Ai, ai, ai. Păi, ap unde? Hii! N-am fost foarte atenți la mediu ambient. Și mediu ambient ne-a jucat o festă.
Sincer, nici nu știu unde trebuie să... Bă! De aici am plecat, pare să, din locul ăsta. Da? Da. Dacă mergem... Următoarea chestie aici... Nu prea putem să coborâm acolo. Așa. Și ce am rezolvat că am ajuns aici? Aia ni se rotește, asta s-a dus dracului. Și... Nu mai avem cum să urcăm pe aici. Noi unde trebuie să ajungem? Acolo sus. A, dar puteam, uite, să urc, mă. Bă, ce retard este. Hai. Deci după ce trecem, fuga! Run! Hai, 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 hai! Nu pot să cred. Oare trebuie să fac cumva să opresc mecanismul acela? Ca să pot să urc? Sau cum să fac? A, pe aia din mijloc putem sta. Deci nu trebuie să ne grăbim să ne... ieșim de pe ea. Hai, repede, repede, repede. Nu, 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 nu. Bine, nici în felul ăsta n-ar fi trebuit să procedăm. Că nu suntem la sărituri libere în abis. Și nici nu cred că vor inventa ăștia vreo probă de acest gen. Nu, deci e clar că trebuie să procedem la nivelul următor. Uite, acolo sus ne putem prinde. Așa, bun. De ce ai aici mecheria? Trebuie să ajungem într-un loc de unde putem urca. Ăsta era. Hai acum. Hai, hai, hai. Așa. Și ieșim pe aici. Frumos. Să vedem, vine ceva să ne dărâme. Nu vine. Bun. Ne apropiem încetişor. Și nu rezolvăm nimic, așa că ne întoarcem cu, uite, pe aici ai, de fapt și de drept. Hai, 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 că mai ai unde să mergi în exterior. Uite aici un loc pe unde să urci. Cațără-te, alpinisto. Uite-l. Hei. Bun. Acum așteptăm să ni se arate oportunitatea. Stai, stai. Așa. Am ajuns către vârful acestei instalații. Și să vedem ce facem de aici. Bun, unde trebuie să ajung? Hurricane, face to face in a temple built in your honor. Ok, a, uite acolo. Putem? Să facem ceva de aici? Bă, nu cred că putem. Cred că a fost o mișcare neinteligentă. Asta pe care am făcut-o noi. Nasol. Extrem de nasol. Că... Nici înapoi nu prea știu cum ne întoarcem. Dar hai să vedem totuși. A, uite bă, sărim acolo. Bun. Dar când se va întoarce. Până atunci hai să ne plimbăm stânga-dreapta. Sigur. Acum. Chiar că shit. Hai, 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 hai. Repede, repede, nu sta pe...
Nu sta pe gânduri, fată, că... Așa. Ce vorbești? Am depășit vulturii. Ne băgăm în apa asta, ne udăm iar la picioare, numai ce ne uscaserăm. Alți galoși de schimb n-avem. Impermeabili ăștia sigur nu sunt. Ia uite, am găsit un limbaj nou. Zile de aer, de aur, ale Quechua. Ăștia sunt echipamentele lor de la Decathlon, nu? Ce tata ia? Am luat de acolo, nu știu ce. Ceva boală. Presupun. Pe aici ne aruncăm în apă. Ne scufundăm. Ce e aici? Aici e full. E full, bă. E full când putea să fie careu. Careu de la cap pe vremuri, când te chemau la școală să... Aha, pe acolo putem urca înapoi, probabil că va trebui. Cred că să ne și întoarcem cândva de aici. Nu cred că putem rămâne. Nu cred că putem rămâne o eternitate aici. Cum fac să ajung acolo? Ia, hai să vedem. Cum sărim noi în... Ai, era o sabie aia, am găsit o sabie? Problema e că am găsit-o cu mușchiul sternocleidomastoidian. A, uite bă, pe partea asta trebuie să mergem. Bun. Și acolo? A, de acolo ne descățărăm când ne întoarcem și facem bungee jumping lateral. Opa. Cred că aici trebuie să urcăm. Sau? Sau nu? Sau nu știu. Bun, am aflat. Nu știam, dar am aflat. Ui, ce trage curentul de acolo din peșteră. Bă, dar mie mi-e frică să intru, mă, dacă fac otită. Otită, oreion. Dalea. Și alte boli românești. Neînchipuite. Că noi nu suntem ipohondri deloc. Nici ca nație, nici ca indivizi. Hai fă tu că ce te miști așa în reluare. Ce admiri. Că uite câte ne așteaptă pe aici. Ei, condorii. Pasa. Astfel că s-a băgat în peștera muierii și s-a pierdut audiența. Ai pierdut audiența. Hai să stăm o țără la soare aici, să ne uscăm pe picioare. Ca să nu... Să nu răcești la fieștecele. Câte puncte avem? 1. Tot 1, mă, n-am mai trecut și noi. N-am mai adunat puncte. Zici că suntem Dinamo, bă. Impossible. I can't carry anymore. Bine, am înțeles, nu pot să mai. Opa. Hey, am speriat un vultur. Un vulturaș. Hai mă, ce faci? Ei, more careful. Ce e aia? Nasol. Bine, am înțeles. Trecem pe aici. Parașută n-ai? Se pare că nu. Data viitoare să-ți iei și o parașută cu tine. Bă, întrebarea mea e. Cum au reușit frate ăștia să le... Hai mă, dă-te în bărci, în stânga, în dreapta, în față. Cum au reușit ăștia să le atârne aici sus? Bun. Deci putem să
spunem cu încredere că suntem varianta feminină a lui Tarzan. Ui, sper că nu-s pirania aia. Pirania, tirania. Ce găsim în apă aici, în afară de țipari și alți pești care vor să... Să ne omoare pe Lara. Peștiucii, vedeava-ș pe grătar. Right. Altă apă. E aceeași apă. Pare să că da. Ia uite cum a sărit ea cap. Am mai găsit niște experiență, era ascunsă acolo. Au ascuns-o niște bătrâni. Da, de ăștia înțelepți, cu experiență. Uite o broscuță albastră. Așa, după cum ziceam, au ascuns niște bătrâni o experiență acolo pe fundul lacului. Și eu am găsit-o. Am învățat de la cei mai în vârstă, de la cei mai experimentați. Bă, e cam multe cadavre pe aici. Ori cimitir, ceea ce nu prea pare. Uite. Stai mă, că era plin de animale pe aici. În fine. Deci ne uităm după șarpele cu un ochi. Ia uite. Bă, i-a scăpat alpaca lui Marian Godină. Cum fac să o duc înapoi? Ia uite, aici de asta pot să trag. Adică în asta pot să trag și apoi pot să trag de ea. Gen. Bă. Deci cum să nu pot să mai car, mă, niște lingouri? Lingouri. Requires rope ascender. Bine, probabil o să-l găsesc pe aici. Uite. Hai că îl iertăm de data asta. De altă dată ne ieși din raza de acțiune a săgeților. Iau un ou. Ai luat o pană. Bă, am zis să iei un ou, nu o pană. Bun. A, super, puteam să urcăm pe scară și noi ca oamenii. Și am ales, bă. Las. O iert și pe aia. Că eu sunt iertător din fire. Acolo trebuie să ajung. Bun. Am ajuns. Și aici. Hei, acolo. Așa. Am luat penele condorilor. Bă, oare aici trebuie să merg, sigur? Da. În stânga. Ia uite, ia uite, ia uite, ia uite, ne și arată aici. Unde e alpaca lui Godină. Oare ne dă ceva recompensă dacă i-o ducem? Acum că tot face show-uri prin țară de stand-up. Are omul bănet. Bun, 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 bun. Aici la cascadă. Ia uite. Cascada alpacelor o vom denumi. Un fel de cascada cailor, doar că fără cai. Și pe altă culoare. Ei. Bă, cred că nu de asta a venit noi aici, nu? Mă gândesc. Oare pe acolo mersă eu inițial și când ieși din apă? Ia hai să vedem. Mai recunosc pe unde să-i. Na, bă. Criptă. Criptă monedă. Nu, pe aici a venit eu, mai mult ca sigur. Dacă uite tabăra. Și atunci m-aș putea arunca. Ia uite, aici e lupii galbeni. Hai, petrolul.
Deci în stânga așa. N-are rost să ne aruncăm. Hai să mergem noi la criptă. Că ne frac nouă criptele. Suntem mai criptoși așa. Hopa, ia, ia, ia. Atenție. Atenție. Vai. Deci teștanța ăla sau aia îți făcea tatuaj permanent dintr-o singură înțepătură, într-o singură bătaie. Hei, peștera lui, peștera lui Batman. O să sărim cândva, dar stai să citim întâi pe aici ce scrie pe ziduri. Că ne plac pozele nouă. Tocmai ne-am ales cu un punct. Un punct, tati. Ia uite. Deci cred că puteam totuși să sar în apă și să nu bat drumul ăsta pe picioare. Sau? Hai că aflăm imediat. De aici am luat niște ore. Niște ore de meditație. Atenție că e capcane pe aici. Și am ajuns la apă. Bine, probabil pe acolo vom ieși. Ia, citește. Citește poza aia. Iauzi, nobili. Nobili. Deci stai să ne scufundăm întâi, să vedem în ce direcție trebuie să mergem. Și deci, ia uite-i, bă. Ia, hai să facem niște săpături aici printre nobili. Să vedem ce găsim. Am găsit un cap de vultur. Deci în direcția aia trebuie să mergem, dar hai să luăm gură de aer. Bun, hai. Scufundacii la atac. Trecem iarăși prin fantă. Uite acolo. Gura de aer, bula. Păi ce bate. Ce bate lumina aici, tati. Nu, 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 că nu ne așa mai departe. Uite o altă bulă. O altă bulă de-a lustrulă. Aici nu mai e așa multă lumină. Cred că între timp se face noapte aici în apă. Uite, iară niște băieți. Pe aici spargem, dărâmăm, rupem și ne croim drum cu greu înspre înainte. Haide, dați-vă mă la o parte, bă, statuile. Ce stați acolo ca niște statui, vorba aia? Bun. Și iată ne ajunși în această colonie de alge. Sau de la ce-o fi verdele ăla. Bun. Ni s-a arătat un punct de interes. Serios? Au ajuns alții înaintea noastră? Sarcofagelul. A, bă, cripta de fapt nu făcea parte din... cum să zic... scopul. Scopul la joc. A, serios? Tu după asta te uitai? Că eu nu mă uitam după asta. Da, nu, fie cum spui tu. Vezi, să nu fie Dracula. Să nu fie patul lui Dracula ăla. Dormitorul lui Dracula. Ai grijă. New gear acquired. Ia uite, bă. Ce e aici? Nu putem să luăm niște aur de aici? Că pare a fi suflat cu aur. Chestiunea asta. Și dincolo de sarcofag, ce e? În această direcție. Dacă mergem. A, ieșirea. Bun. Grijă să nu ne pice în cap. Pe asta am citit-o, nu? Da, am citit-o. Urcăm pe scări acum.
Nu mai știu care sunt scările. Pe aici coborâm. Nu urcăm. Pe aici am venit. Da, pe aici am venit. Acolo e ăla cu tatuajele. Și aici uite o floricică. O floricică de care... Uite, se pare că de asta nu suntem chiar plini. Ok. Stai mă că nu mă interesa aia mă. Harta o doresc a o vedea. Deci sărim că trebuie să facem stânga. Și trebuie să mergem în... În cum îi zice? În sătuc. În vilaj. Nu zalon, dar la vilaj. Dan le vilaj. Dan le. Le. A, uite acolo. Aici? Este. Bă, dar tu nimic nu poți să... Mergem la lupi. Hai să mergem peste lup să ne omoare aia. Bă, dar pare a fi vulpe. Stai așa, stai așa, stai așa, stai așa. Ia uite, l-am consultat la jugulară, nu-i foarte bine, nu mai are puls. Dar bă, cam rahitici lupii ăștia care nici măcar nu știu dacă-s lup. Ia uite bă, rare hide. Deci am făcut bine că am venit aici și i-am măcelărit pe acești lupi nevinovați cu care noi de fapt nici nu aveam nicio treabă și nici ei cu noi dacă nu le încălcam. Nu știu, poarta vizuinei. Și hai să vedem niște pui de lup, nu găsim? Hei, ia uite, pentru că acești lupi au mâncat niște oameni în trecut, noi profităm. Muralul cred că l-am văzut, relicul tati... Cașul de la survivor. Hai să adunăm de pe aici bombardele și alte cele. Asta e o capibara probabil, care a murit de frică. Uite aici chestii de care n-am nevoie, că sunt plin de ele. Așa. Și acum hai să mergem să spargem acest ulcior, care oricum nu mergea de multe ori la apă. Bine, apa era foarte aproape și de aia nu putea să meargă de atât de multe ori. Bun. Și intrăm... Intrăm dans le village. Că aici șa. Aici șa, uite. Opa. Ce s-aude? Ce s-aude, măi, bădiță? Joacă Hora în poieniță? Ia uite... Uite-o, tanti. Uite-o, tanti. Ei, dintre ăia, bă... Dar nu-i foarte inteligentă. Ai un băiat, nu-i o tanti. Hopa! Bă! L-am asasinat pe om. Ce Trinity, tati? Nu știu. De unde știi, mai engleză?
Hopa, astea n-au fost săgețile mele. Aloha. I come in peace. I come in peace on you. On everybody. Și tu știi engleză? What's your purpose here? I'm a researcher. Eu am venit să vă salut și să vă zic că sunteți oameni niște foarte faini. Bring her. Cum adică bring her? Că știu să vin și... A, da-ia bring her. Bă, secretomania asta, frate, ce face din ei? Zici că-s politicieni discutând despre șpagă. You must not court unnecessary danger. Had you not been there, would this woman have found us? Deci, el e vinovat pentru că Lara v-a găsit pe voi, mă? Bă, Lara oricum vă găsea, bă. Că Lara are GPS. Nu știți voi ce e aia. If you're not with the cult, how did you find this place? Bă, mergeam prin junglă, am făcut dreapta, după aia stânga și încă o dată stânga și... Sau așa. Dar de unde știi că e your son? Ce nas al vilin are. They're looking for an artifact, some sort of box connected to a moon goddess. Why do you want it? To steal it? Sell it? No. Da, madam. I just can't let Trinity, the cult, get to it first. They're too dangerous. Why? What have they done to you? They killed my father. Se citește sinceritatea în ochii, hai, zi sincer. Analfabeto. A, bă, că dacă voia să vă omoare, erați mult de mult. This is by Titi. You're already here. By Titi, the hidden city. But what's this eye? That is a place of death and sacrifice. And you think your artifact is there? Yes. Ar putea fi? Ar putea fi? None who has gone has ever returned. I'd be willing to try. Numai bine. Numai bine, pleacă ea și dacă nu se întoarce, scăpați de ea. Dacă se întoarce, înseamnă că v-a spus adevărul. Yes. Nu o să înțelegi, trebuie să fii pasionat de arheologie precum Lara pentru a putea înțelege. Bring him... A, uite-l pe Ionica! Ionica, fraiere, te prinseră ăștia? He's my best friend. Abby. She's fine. Who else is looking for you? There's no one else. I believe we're seeking the same thing. We will bring you to the serpent with the silver eye, but we'll keep your friend here. You won't get very far if you're lying, and he will not be comfortable. You don't need to do that. It's fine. I'll stay. Itzli, get this woman some clothes. Would you? Keep him company. I'll be back as soon as I can. Cum adică keep him company? Să-l... Pretty nice place. Quiet. Locul e tăcut. Înțeleg. Ia uite, bă, o îmbrăcare pe fată, bă... Uite alpaca lui Godină, bă, băieții ăștia au o găsire, de fapt, nu-i pierdută. Păi Titi, băi Titi. Am găsit orașul ascuns. Se pare că nu era ascuns foarte bine. Sau...
Suntem noi niște căutători de săvârșiți. I don't know your name. I apologize. As the rebel leader, I have to be careful. I am the rightful queen, Unuratu. Urinato. Așa o să te numesc, Urinato. Poți să-ți omor alpaca asta și să iau pielea să-mi fac din ea chestii. Yes, I saw Hakan debating with his neighbor. He seemed angry. As I came near, they suddenly stopped talking. Then they started laughing as if one had told a joke. He's planning something. Good work. Thank you, mother. Deci unde mergem, fata? Unde mă duci? Că aș vrea să mai explorez chestii de una singură. You can see, secrets don't stay secret for very long by Titi. If you were to deviate from the plan, you'd find out quickly. I see that. N-am de gând, mă, să deviez de la nimic, mă. She's here to help me find something I lost. You don't have to worry about that. Was father a scout when he was my age? He was a hunter. Was he ferocious? He could be. But he was also very kind. Deci mai mergem mult pe aici. Și n-ai putea să mergi un pic mai repede? Ce dracu, e limitare de viteză la voi în sat aici la 2 pași pe minut? Alpaca aia vorbește? Ah, nu, ăla de după alpaca vorbește. Hmm. Deci la ăsta m-ai adus. Și ce să fac pe aici? Bine. Deci, ce au ăștia aici? Document. Mission available. Am citit misionar. Așa. Ce e asta? Nu-i nimic. Deci atât? Un document și o misiune? Și aici? Speak of the dead. Am găsit o criptă din... Ia uite câta harta pe aici. Mission giver-ul ăla e ăla din... din celălalt sat. Airfield third row. Hmm. Peruvian jungle. Doar 15% complet? Și ăsta la fel? 75%, deci Trial of the Eagle e cam cel mai complet dintre toate. Și ăsta e 3%. Ia uite vulcanul. Vulcanul, tati. Și aici? A, așa arată. Cozumel. Și Cozumel Caves. Cozumel Caves in. Bine, ne-am buzit de aiurea. Degeaba. Deci, facem dreapta acum. Stai, mă. În față. E un document. Acolo ne așteaptă un document. Vrem să vedem ce fel de document este acela. Ar putea fi ceva care să ne intereseze? Uite aici documentul. Deci am citit despre... despre foamete. Ei... chiar mă interesa o chestie de genul ăsta, recunosc. De când eram mic, mi-am dorit să citesc despre foamete, păi și n-am prea avut posibilitatea. Hai, cochile, zi-mi. Ma, piscole chimeno tu ceah in bachil, pulțole mișmac oxa holtiken. Tu ceah! A dead man took your dice. Are you sure you didn't lose them? Hum, hachka sa nici heșul lacobo. I'm sorry. You're right. I'll tell you what. I'll pay very close attention, and if I see Pisco the Dead, I'll ask for your dice back. Hachach, cau că s-a holtiken? Bă, nu chiar, nu te crede, dar se face pe plac. Deci am mai vorbit cu morții. În special ai măsii. În această direcție trebuie să mergem. Ia uite și pe ăsta. Despre el, ăsta e beautiful.
Bă, fată, tu vezi cum arată, ce față are. Nu că ar fi vina lui, dar totuși. Eu nu înțeleg ce gusturi ai. Scuză-mă, uite la el cum e îmbrăcat. Zici că e un luptător de sumo malnutrit. Adică, pe bune, despre ăsta ai spus tu că e beautiful. Doamne, Lara, te credeam întreagă la cap. Ia uite o adunătură de oameni. Salut, urinatul, am venit. Hakan Shukur. What is this? Cultist waiting for Hakan Shukur. When the catastrophes come, the god Kukulkan must be sacrificed to power the sun. Otherwise the world dies. Sacrifice a god. Păi cum faci asta? This is my duty. But this cult leader will take my place and attempt to become the god. He believes we can remake the world and live in a paradise of his design. Remake the world. Altul care gândește așa. Mhm. Cu aia se ocupă Trinity. Uite, a venit băiatul care se crede zeu. Ăsta e doctorul, bă. I know him. That's Dr. Mingus. Behold! The instrument of our salvation. Ce ți-au băgat în urechi, mă? Our dreams of peace and safety will be realized. Ce posturi străine prins cu chestiile alea din urechi? But his real name is Amaru. He was born here, but raised, lied to by outsiders. The people believe in him. But you don't. My late husband Saidi was his brother. Opa. They had differences over the future of Paititi. When Saidi died, Amaru devoted himself to the cult. You have seen the storm. You are worried about worse to come. I assure you that Paititi will persevere and thrive forever. I know him. If Amaru is successful, all of us who disagree will never see this paradise. The rebels will be discarded. Not if they don't find the box. Yes. Our best hope is to find it first. Perhaps Amaru might still be brought to see love and reason. Da, sigur. Cum să nu? Death to the outsiders! Retribution will come! Hakan, enough! We must strike while the snake is within reach. Justice will be met in good time. Do not jeopardize or rebellion for the sake of impulse. Hakan, tu nu pari foarte inteligent. Ia uite ce face, mă. Bă, Hakan. N-a că te văzut ăla. Ensley, go scout ahead. We'll meet you at the edge of the mountain. Last warning. Deci Hakan, dacă nu te cumințești, te dau afară din echipa rebelilor. S-a înțeles? Te transfer la fece, nu știu, supușii. Okay, I'll find the box. Ia că vine și împanatul ăsta. I was just out for a pleasant stroll with my son. Amaru is losing his patience. It won't happen again. Că își pierde răbdarea. Păi și cine îl pune să-și o piardă? Să pună mâna să aibă grijă dracului de răbdarea lui, că e a lui, nu e a altcuiva. Și atunci e tot în regulă. Jonah, can you answer? Yeah, me and Uchi set up camp. Everything's okay. Dominguez is here. He's the leader of the cult of Kukulkan. That's what Unuratu's rebels are fighting. What? He's been here for years. Trinity controls Paititi. Deci aici trebuie să ajung, da? Ce e asta? Ei, hai să găsim zarurile ăla. Ai, tati, dar cum ajung eu acolo, mă? Hai să sperăm că facem
pe aici. I'm going to the eye of the serpent. We have to get the box before the next cataclysm hits. Bine. Mergem în această direcțiune și pe aici nu mai putem trece. Ba da, cred că putem ieși. Dar e o credință falsă. Am fost înșelați. Trebuie să cobor pe la porci pe acolo. Trebuie să mă duc. Sau pe aici pot? Am reușit. Și am să mai reușesc. Așa. Și acum uite pe aici prin dreapta și pe scările astea. Și... Și. Iar dreapta. Pe aici? Pe aici. Pe aici. Ce-i acolo sus? Nu pot să trag cu arcul pe aici. Unde sunt zarurile lui? Aici în stânga. Monolit. Ia, hai să-l citim. După ce am dat cu fruntea în el. Păi dacă ai dat cu capul în stâlp, normal că nu poți să-ți mai dai seama ce înseamnă. Și în continuare. În continuare ne continuăm drumul pentru a menține continuitatea continuă. Iar sunt full. Au și am ajuns unde nu trebuie. Off. Întoarcem și procedem pe celălalt drum. Uite aici. Pipăie aceste pietre și vezi ce poți să înveți despre ele. 100%. Bă, stai mă. Că vreau să ajung la... Am ajuns la dracu-n praznic. Că tot nu-i bine. Pe aici? Hai că nu s-a lovit foarte rău. Și zarul. Monolitul ăla pe care nu știm să-l citim. Na bă, incredibil. Și facem stânga și noi voiam să ajungem în altă parte. Ce e aici, ia? Ăsta? Știm să-l citim. Bine, e clar. Ești hopeless. Hai să o... Nu, aici înăuntru. Oare înăuntru dăm de băiatul ăla cu zarurile? Ia, hai să vedem. Ăsta e Mission Giver. Dar nu mă interesează Mission Giver. Ei, aici e Mission Giver. Ăsta e cu zarurile. Să discutăm cu el. Are you Pisco the Dead? Cu pactele weekend? Tactun kan chakmash paktal ilik pisco kimenesh shan ishik. No, so you are Pisco the Dead. Pisco, ukos legium tsilovo. I'm Lara. Lara, humpel hatsutskaba. Lara, Ma kimenech. Neither are you. Why? Bey, janilin kimesaltin palile. Lebetike visa ben witsiete lenubexajo. Tsoke sabih. Vale. But you survived. Tenin winkilal. Kimenenu tialin laktilov yetelinetailo. Kinkustal yeteletakunesahku patalteno. I met a boy who says Pisco stole his dice. Taki? Letikat kak bash kumpel bashal katun tin nahaltak. Maja valjanteni. Vale, yetelutsolal tin nahaltik lebakil bulo. What's the game? Da. Sikbal nenjetel hotul, tohol cintan makop. Ui, aui, ujit satil jetel, alten bashten cek taki. Bei tu nu, kin sik teci le bakil bulobo. Ia uzi, bă, ce drag de joc e ăsta, frate. Ce joc e ăla să stai de vorbă cu oameni. Incredibil. Bine, lasă, hai să mergem noi să ne... Să ne vedem de drum. Facem stânga și urcăm pe aici, sper. Ce?
Asta e direcția. Nu prea. Încolo trebuie să mergem. Baza muntelui este aici. Tu cine ești? Că tu nu pare. Bine, ok. Cum spui tu? A, uite băiețașul, mă așteaptă. Taci mă că am de vorbit cu ăsta acum. Chiar și așa. What's it like outside by Didi? Sunt mașini. Big world. Bigger than by Didi? Avioane. 100 by Didi's. What? Will you take me there? I think your mother might have something to say about that. What you're looking for is in there. How will I know when I found the right chamber? By the smell of death. If you survive, you can find your way back through the old irrigation system. I'll meet you there. Be careful. The cult often patrols there. Na bun. Să ne băgăm pe... pe această nișă și să rezolvăm alte mistere. Putem ajunge la 6% cu verdeața asta. A depiction of moving Paititi. Adică ce, i-au pus roți și i-au plimbat-o? Ce? Ce e aici? Chiar că... ăsta? Opa! Uite, am găsit o casetă cu bijuterii. Amacuachihuitl. Bine, ne rupem limba. Am luat relicva aia. Deci... să colecționăm mai multe artefacte. Hai până jos. Și acum ne dăm în balans. Rupete la dans. Aici e full. Aici liftul ăsta văd că e închis. No, nu știu de unde îl chemăm. Dar în fine. Și... bun. Bun. Pe aici în jos avem unde ajunge? Sau era doar ca să putem, cred că să traversăm și atât. Uite, facem un foc de tabără aici. Bun. Cam asta a fost pentru episodul de astăzi. O lăsăm pe Lara să mai stea acolo lângă foc, să mai încălzească, la cât e de fric prin peșterile astea să nu ia vreo boală, cum e ea și sensibilă și toate cele. Eu vă mulțumesc pentru atenția pe care mi-ați acordat-o. Dacă vă place de mine, de Lara sau de ceea ce fac pe aici, nu contează, găsiți voi un motiv, lăsați-mi un like la conținutul pe care îl produc pe aici. Mă face să mă simt bine, mă încălzește și pe mine pe interior, așa cum mă încălzește și pe Lara focul ăsta. Puteți să dați subscribe în caz că n-ați făcut-o deja. De asemenea, există și acea chestie numită membrii canalului, o comunitate faină de oameni. O să ajungeți să-i și cunoașteți. La un moment dat avem acolo chestii anume pentru membrii canalului, conținut special pentru membrii canalului, care va veni inclusiv în viitorul foarte apropiat, așa că puteți să vă alăturați, e cea mai ieftină chestie, cel mai ieftin abonament, dacă vreți, pe care vi-l puteți procura în România, doar 5,99 lei pe lună și în felul ăsta ajutați un copil amărât să-și îndeplinească visul de a, nu știu, de a-și acoperi măcar cheltuielile cu jocurile pe care le cumpără și pe care le joacă pe aici. Dragilor, mulțumesc, până data viitoare, aveți grijă de voi. Numai bine, salutări!